E deranj mare! Vine Maria Simeon! Opa! Mi se pare normal. Mi-am pus busuiocul. Ai zis că ești răcită să nu ne pupăm, da? Ce faceți? Bine! Nu se dezminte, Lolita. Una, două, ești răcită. Ce-i dragă cu tine? Nu te mai învelește? Nu mă mai învelește. Deci fii atent, Cristi, nu numai că este răcită, ea arată-i mâna. Arată mânuța. Da, mă, asta spune. Adică nu vă las la greu. Nu ne lasă la greu, îi mulțumim foarte mult. După cum vedeți, are o perfuzie. Am o granulă, da. Dar cu ce ai făcut cu chestia asta? Ce bagi? Nu, am o viroză și să nu iau foarte multe medicamente, prefer să... Ce ai băgat antibiotic? Ce ai băgat nu, antibiotic, paracetamol, algocalmin, vitamine... Cocktail. Un cocktail, da. Așa, o perfuzie cu șpriț, o perfuzie cu șpriț vrem și noi aici. Și ce faci acum în weekend? Dar să fie rețete pentru un bolnav. Dar chiar vreau să-i mulțumesc prietenului meu, Șerban Bucur, care are grijă de mine și m-a bandajat așa frumos. Șerban, roz ai făcut. Foarte frumos. Asta spun, bine, am înțeles că o dezbracă, dar trebuie să o mai și îmbrace ca și a doua zi să fie întreagă, nu? Da, nu? Da. Vezi? Nu e bine. Doamnelor și domnilor, hai să vedem exact ce s-a întâmplat. Mai foarte multe evenimente în aceste zile. Hai să vedem exact ce ne-a ieșit în cale. Chiar de la acel eveniment a venit în direct la noi în studio, Andreea Mari. A fost la voi? Da, exact de la evenimentul ăsta așa a venit îmbrăcată, de la un eveniment al unui salon de bronzat. Da, știu. Nu de bronzat, de păr. De păr, dar are și de bronzat. Are și de bronzat? Da, de păr. Știu evenimentul și am văzut rochia Andrei. Nu este o rochie urâtă, e o rochie potrivită pentru silueta ei. Nu-mi place că la genul ăsta de rochie, care e foarte încărcată și în partea de sus, vedeți că are niște bling-bling-uri și în partea de sus, a sortat și cercei la fel de strălucitori. Eu aș fi optat pentru minimalism în partea de sus, adică pe accesorii. Cercei mai mici, la asta te referi? Da, exact. În rest, claci îmi place, alte bijuterii nu are, franjurii aceia nu-mi displac și oricum îi maschează mâinile mai voluptoase. Nu mă deranjează, e ok. N-aș fi renunțat la cercei. Am înțeles. Deci e bine cu cercelul, da, ce să faci. Deci trece clasa, merge mai departe, doamnelor și domnilor. Zânai zâne, domne, în orice fel de situație. Orice ar fi și cu părul lung acum. Da, Cezar Oatul. Cezar Oatul nu cred că a fost la același eveniment despre care am vorbit puțin mai devreme. Cezar de obicei are un look foarte bine studiat și foarte îngrijit. Aici pare un pic că a venit aterizat așa pe fugă. Nu-mi plac bărbații cu cămășile afară din pantalon, mai ales la un eveniment. Eu înțeleg că el era în organizarea, povestită seara, că era în organizarea unui eveniment și acolo l-au intervievat legat de iubita lui. Da, da, acolo unde a fost pe, da, a fost la o lansare a unei terase, a unui hotel. Da. Deci era la terasă, practic. Merge? Păi la terasă? Da, dar când clipa în care ți-asumi faptul că mergi la un panou și acolo există presă terasa și terasa unui hotel de lux, după cum se vede. Asta zic, nu, adică îți bași cam așa în pantalon, Cezar. Noi suntem și prieteni, așa că îmi permis să zic să, data viitoare să-ți bagi cam așa în pantalon. Sau să-și o bagi, na, poate îl ajută. Da. Îl ajută Andreea. Andreea, iubita lui. Ah, nu, știam de mult. Da, bine, extraordinar, bine că le știi tu pe tata. Deci, cu prietenie spune și lui Cezar, băi Cezar, băgați-i cam așa în pantalon ca să fie bine, da? Foarte bine, doamnelor și domnilor, prin urmare, atenție mare la cămașă, că nu se poate oricând să apare așa relaxat. Da, e prea relaxat. Prea dat. Hai, mergem mai departe să vedem cine scapă astăzi. Lavinia! Asta e alt eveniment. Alt eveniment, da. Deci avem trei evenimente în seara. A fost decernarea unor premii pentru un caz caritabil. De genul ăsta de material, cu genul ăsta de paiete, mi se pare cel mai urât material ever și cele mai urâte paiete inventate vreodată în viața asta. Mi se pare atât de ieftine că n-ar trebui să faci nimic niciodată din ele. Eventual niște, nu știu, ceva prin casă, decorațiuni. Croiala rochiei nu mă dă pe spate, e o rochie sirenă normală, banală, ar fi putut încerca altceva și mai mult, că e o fată tânără și e păcat, arată și bine. Da, nu știu, nimic. Măicuța a făcut-o praf. Foarte bine! Deci, dacă nu e ce trebuie, domnul Ștefan, dezbrăcați-o, că asta e specialitatea, după aia și îmbrăcați. Oricât ar fi ariciu de buzunar, trebuie îmbrăcată fata, da? Bun, deci, nasol, nu trece clasa. Pentru că is too cheap. Oana Zăvoranu la același eveniment. Da, Oana Zăvoranu. Oana Zăvoranu e un personaj și noi am mai vorbit despre personaje. E greu să o încadrezi într-un anumit stil. Ea are stilul ei și se simte foarte bine în el, nu contează unde e, la ce eveniment. Ei merge, da, ea merge, da, să facă aroganțe de astea. Da, exact, ea și cu asta, basta. De asta n-am să comentez foarte mult stilul ei vestimentar, pentru că Oana e un personaj care are o anumită atitudine care îi permite să poarte absolut orice când silueta dorește. Oricum e... N-ai treabă cu silueta, nici nu ne facem probleme. Da. Nu. Foarte frumos, doamnelor și domnilor, pentru că este Oana Zăvoranu și Oana Zăvoranu este întotdeauna off the record, ca să zic așa. E tot timpul ieșită din orice tipar și din scheme. Și din acest motiv nici n-are rost să discutăm. Mergem mai departe, să vedem. Maestru Ilie, întotdeauna altfel. Foarte, foarte mult mi-a plăcut ținuta asta și mi-a plăcut foarte mult faptul că și-a asortat niște tenis și niște Adidas foarte drăguți. Îmi place și arată foarte bine pentru vârsta lui. Cred că toată nebunia asta și controversa asta creată în jurul lui l-a întinerit cumva, în niciun caz nu l-a. Nu numai asta, dar uite, recunoștea și, recunoștea și Brigitte că întotdeauna când se duc la cumpărături sunt la paritate la shopping. Serios? Adică el întotdeauna își cumpără un milion de lucruri. Este foarte, foarte actual. E foarte cool, da. Da, și să știi că el chiar știe să-și potrivească hăinuțele. Și își poartă și anii ok, adică deși e modern... Nu te supăra, Ilie Năstase arată mai bine decât... cifra decât numărul din buletin și faptul că aleargă și face toate nebunile, asta arată că el e foarte tânăr. Poate că nu i-a convenit soției, dar el a rămas același copil pe care îl știm noi. Da, deci Ilie Năstase, bravo! Merge mai departe. Elena Gheorghe. Același eveniment. Cred că a fost o decernare de premii sau să nu greșesc, nu? Ceva caritabil, da, eu am mai vorbit despre lungimea asta la rochie. Nu e nici scurtă, nici 3 sferturi, nici lungă, adică nici midi, nici lungă. Parcă am vorbit și de faptul că o celebră creatoare, Coco Chanel, spunea că o femeie n-ar trebui să-și arate genunchii niciodată. Aici se aplică și se vede cu ochiul liber și cred că și oamenii de acasă văd lucrul ăsta. Genunchii se văd foarte, foarte urât la această lungime de roche. Deci ori ți-o tai puțin mai scurtă, ori ți-o faci peste genunchi. Nu e o lungime corectă. Dar nu vorbim despre asta, nu? Da, nu dar mă gândeam că picioarele arată ok așa, dar genunchii vorba... Da, ți-e place cum... Da, se vede în combinația asta, cum se văd genunchii în combinația asta? Oricum, eu în general, la mine oricum eu fug, deci ori îmi pun lung, ori scurt, știi? Asta pe mine nu mă avantajează toată lumea, ori midi. Midi înseamnă o palmă peste genunchi. Peste genunchi, nu? Da. Nu e chiar o palmă peste genunchi. E exact de la genunchi. Da. Mă gândeam că fetele care au picioare frumoase își permit orice. Da, dar asta cu genunchii, să știi că să ai și genunchi frumos, nu e chiar, nu... Asta e de la Dumnezeu, iei sau nu iei, nu mai ai ce să faci. Iei sau nu iei. Dar în rest, ce să vă mai spun, nu-mi plac nici pantofii, nici rochia, nu-mi place nici lungimea, nu-mi place nici. Deci nu. Da, dacă noi nu, ce să facem? Specialistul decide. Gianina Ilieș. Ia să vedem pe Gianina. Același... Da, același eveniment. Se pare ceva așa de subretă, de teatru. Da, e o apariție... Gianina era într-o zonă de confort și acum când a apărut așa, clar toată lumea a sărit și a spus wow, ce... e prea mult, nu-i se potrivește. Mie mi se pare că atâta timp cât îndrăznești, mai ales ea având o siluetă care îi permite să îndrăznească și vârsta care la fel o ajută, nu mi se pare nimic greșit. Nu suntem obișnuiți cu aparițiile ei. Dar o avantajează... O avantajează aproape orice, mai ales, uite, asta e o lungime despre care vorbeam mai devreme, care nu te deranjează optic. Dar ea are un bust frumos, nu turtește, așa parcă... Nu mi se pare că exact, știi din ce, este un efect efect optic creat de acele volane și de partea albă, vizierele care au fost aplicate pe deasupra materialului și din cauza asta se creează această iluzie optică. Nu îi turtea. Eu am fost în realitate, oricum îi turtea ceva. Păi o secundă, nu că amestecăm lucrurile. Fata e superbă, noi vorbim de ținutei. Nu, că am văzut o realitate cu rochia. Dacă am văzut o realitate și îi turtea ceva, că mie nu mi se pare. Am înțeles. Arăta ok. Bine, domnule, așa. Da, îmi place că a îndrăznit și ar putea să mai încerce. Da, așa să fie. Mergem mai departe. Jorge, Jorge, Papa Gheorghe. La bărbați nu mă pricep deloc. Nu te pricep la bărbați, de la ce te pricep? Asta era totuși un eveniment, mi s-a părut mie destul de prețios. Dacă am văzut-o puțin mai devreme pe, uite, chiar și pe Gianina Ilieș, care a încercat să iasă un pic din tipare. Lumea a încercat un pic să... Mi se pare iar un look destul de relaxat și de un smart casual, așa, de zi, pentru un eveniment pe zi, de un eveniment... în timpul serii. Pantalonii mi se pară puțin cam lungi, oricum. Da. Deci nu ai fi pus tricoul ăla? N-aș fi pus tricoul, n-aș fi pus nici sacoul acela cu vipușca aia, ci cu efectul ăsta care de sport. Că, practic, sacoul ăsta e un sport. La genul ăsta de eveniment. În rest, sacoul e frumos. Nu am zis că e urât, e bine. Tricoul, da, nu l-aș fi pus. Pantalonii aș mai fi scurtat puțin. Auzi, dar sacoul ăla nu-i prea mic pentru el? Că mi se pare că nu i-a mai dat odată la mâini. Ia să vedem la mâine. Ia dați puțin la mâini. Mâini, hop, 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 stop. Da, cred că și l-a ridicat el un pic. A, și l-a ridicat el un pic, că mi se părea prea scurt. E genul de sacou care îți permite să faci, fiind sport, să-ți ridici, să-ți sufleci mânecile, ca să vorbesc pe românește. Dar nu e pentru genul ăsta de eveniment. Adică trebuia un pic să fie un pic mai atent. Deci nu. A fost bine, n-a fost bine. Ma, nu priește chestia asta cu răceala, nu? Am zis prea... Da, nu. Te-ai făcut mai rea. Tu pe noi să ne mai chem când ești, adică să ne sun. Auziți? Da, sunt puțin răcită. Ia, o mamă, ca asta mică mușcă de nu, omul viu. Eu cred că e de la pastilele aia ce-i bagă în vena acolo. Nu știu ce-i bagă în vena, că dacă îi băga și friciera mai liniștită, așa, nu vezi că o agită. Șerbane, ce faci, tată? O agită. Lora, trecem iar la evenimentul cu... Evenimentul cu salonul de coafioră. Da. Mi-a plăcut apariția lor. Uite, astea sunt niște palete care sunt frumoase. Mi se pare că seamănă cu celelalte. Nu seamănă, sunt mai mari. Sunt mai mari. Deci alea, da, sunt alea cele mai ieftine paiete ever, care s-au inventat, cred că sunt primul tip de paiete din lume. Păi poate de astea le-ai și luat, că era un fel de monument istoric paieta aia. Se găsesc tarabele. Cred că poate mai mult decât atât. Uite, îmi place salopeta asta, îmi place și croiala, îmi place și cum îi vine. Da, îmi place și că și-a marcat talia. Arată foarte bine Lora. Deci... No comment, toate lucrurile. Și sunt paietele mai mari. Plicul e bine. Da, și cureaua e bine. Da? E bine. Părul strâns. Da, păi era prea mult. Ruj roșu. Era prea mult. Ruj roșu. Era prea mult. Și girl power. Merge mai departe. Chiar că... Deci că erau... Colega Diana Munteanu. Am văzut-o și pe Diana, chiar am văzut-o într-o fotografie pe Instagram. Mi-a plăcut. Ea, deci la fel, Diana e într-o zonă a ei de confort care nu dă greș. Are stilul ei. E liniștită, e ponderată, nu are nicio extravaganță, e bine, Diana. Și bluzica asta e ok? E un top foarte frumos, e un top mărgele, se poartă foarte mult. Pare fresh, așa ea mereu, știi? Așa mi se pare. Cămășile alea, adică sexy fără să arate prea mult, nu? Mare lucru să fii de 20 de ani pe televiziune și tot fresh să fii. Așa, și tenul are tot timpul. Bine, ea se prăjește tare, deci este pe bronze. Dar pe vremuri era aia portocaliere, când prezenta la muzică. Toată viața ei a fost mai ponderată. Este... E bronzată, dar o și prinde. Ea ia tot soarele și tot salonul, când el ia, adică nu se joacă. Da. Bine, Diana, ca de obicei, bine, mergem să vedem, mai urmează DJ Vanda. Mi-a plăcut foarte tare rochița lui Vanda. Nu mi-au plăcut, în schimb, încălțările, aș fi pus clar, cred că a vrut să spargă cu ceva ținuta asta, mai ales că ea e non-conformistă și are stilul ăsta tatuat, așa toată și, mă rog, mai rebelă, dar... La genul ăsta de rochie, clar ar fi mers sandale. Deci îmi plac teneșii, dar nu în combinația asta. Am înțeles ce a vrut să facă, din păcate la rochia asta nu a funcționat. Nici poziția noastră. Și cred că și foarte încărcați, adică e... Era și rochia încărcată. Da. Și teneșii erau încărcați și ea e plină de tatuaje și atunci îți dă un plus de... E agitație multă în toată treaba asta. Da, e prea aglomerat totul. Din păcate. În rest, mi-e place foarte tare de Vanda și aplaud și încurajez aparițiile extravagante. Mira. Aici cred că e alt eveniment. Al treilea, este la Romexpo, a fost ceva cu nunți și cu botezuri. Nunți, botezuri cu metri. Deci... Da, Mira e bine, Mira știe exact ce silueta are și cum să abordeze situația asta, ce să ascundă și ce să... A mai slăbit ea? A mai slăbit. dar ea are probleme în partea de sus a corpului. Picioarele ei sunt foarte, foarte slăbuțe și atunci se folosește de trucul ăsta de încurajator. Eu tot timpul am sfătuit-o să facă lucrul ăsta și când ne-am mai intersectat pe la emisiuni, să-și pună bluze largi în partea de sus și mulat în partea de jos, pentru că în felul ăsta se echilibrează balanța și atunci tot ce e echilibrat e de bine. Foarte bine. Cred că este de la, Liza Panait, de la colecție, că am văzut cu flori, așa. Eu cred că scrie altceva pe panou, dacă te uiți atent. Nu, eu spun de unde e bluza ei. A, bluza? Credeam că de la ce eveniment. Nu, evenimentul nu e. De la Liza Panait mai sunt alte poze. Ok, da, scrie altceva. Da, mergem mai departe. Să vedem. Doilița Oancea tot acolo. Catifea verde. Da, Doinița este foarte bine în catifea. Dantele și niște... Uite, eu aș fi la genul ăsta de rochie, mie nu-mi plac sandalele. Și nu-mi place nici... Plicul sau, mă rog, aș fi pus ceva mai mic, e finuță rochia, e dantelă cu... Nu-i chiar plic, e un fel de mapă aia. Da, e, nu știu ce e, dar aș fi pus ceva mult mai minimalist, un clutch aș fi pus categoric și alte sandale. Nu știu, aș fi pus probabil niște sandale tot din saten sau tot din catifea, ceva oricum mai prețios. Mi se pare prea prețioasă rochia în combinația asta cu plicul ăla și cu sandalele. Și cred că mi-aș fi prins și părul. Oricum, ea are un păr foarte frumos și foarte bine că și-l lasă desfăcut, dar la rochița asta eu l-aș fi prins. N-aș fi strâns. Deci iarăși, prea mult și cumva... Nu-mi place plicul, nu-mi place plicul ăla deloc. Filme diferite. Aș mai fi trecut cu vederea și peste sandale, dar nu, e prea mare. Și e prea fină rochia asta, e foarte feminină, e așa girlish. Îi se potrivește foarte bine stilul ăsta, dar nu în combinația asta. Da, nu e bine. Vă spun eu, în seara asta, pe bună că te-ai în care... Loredana Chivu. Acum de seama toată lumea o să mă duc direct la urgență. Ei, na. Să știi că am avut ambulanța mai devreme aici. Știu ce crezi, m-am întâlnit cu ei. Da. Și nu e zis și tu. Dacă n-ați luat-o pe doamna Hara și numai ați făcut o analiză, nu vreți să mă luați pe mine? Nu, le-am zis că eu sunt... Păi vă luăm acum, nu vă supărați. Luați-vă într-o jumătate de oră, că am emisiune la oamenii ăștia și nu pot. Deci m-au chemat oamenii ăștia. Loredana Chivu. Loredana, nu știu la ce eveniment e Loredana la... Mă rog. În ținuta asta? Nu contează. Uite, am să spun ceva. Să știi că eu nu vreau să o mai blamez pe fata asta, cu toate că am făcut-o mult timp și acum îmi pare rău. Ea are publicul ei. Vă vine să pentru publicul ei asta e treaba, da. Exact. Și atunci... Măcar e autentică, decât să încerce să pară altceva. Nu e targetată, nu numai că e autentică, e targetată. Deci, la publicul de băieți, de gașcă, de manele, nu poți să fie altfel. Nu contează ce fel de public e, își câștigă banii de acolo și o face foarte bine. Prin urmare și ținutele ei sunt adaptate pe nișa pe care ea funcționează și funcționează bine. Și atunci eu validez ținutele ei, pentru că e foarte ok cu profesia și cu nișa pe care ea își dorește să meargă. Fusta asta, să știi că nu e o fustă urâtă, a schimbat sandalele. Ea dansează, se uită Bianca și nu știe ce profesie are. Ce profesie are Loredana? Păi nu, se duce la evenimente, are... Dansează la evenimente. Dansează? Da. Vezi, dacă nu te uiți la Antena Stars de mai multe vreme, ai avut emisiunea Asistentele, unde se ducea împreună cu colega Ana Bocanu și dansau. Știu, dar nu știam că dansează. Dansează și o face pe bani mulți și nu o face... Știam că dansează, cum o cheamă? În clipuri de manele, nu ai văzut-o? A, dansează cu... Da, vine ca vedetă, anima. Da, și e pe afișe, adică chiar... Mi-am greșit vocația. Am văzut că la manele prestezi corespunzător. La mine când dansez și când mă ud, se pare că funcționez cel mai bine. E adevărat, asta cu udatul nu știu exact la ce se referă, la soțul ei sau la altceva, că n-am înțeles foarte bine. Poți să te uiți și când dansezi, adică e foarte important. Nu, eu n-am înțeles. Ne avem un concurs... Maria! Aveți un concurs... Știu, cu tricoul de... Ne udăm cu apă, măi. Ce drăguț! Dacă ți se pare drăguț, te așteptăm joia viitoare. Nu mi se mai pare. Acum, brusc, ideea parcă nu mai e așa... Parcă nu mai e așa strălucită. Da. Hai, cât mai are voce să întrebăm... Da, Pantera avem acum. Da, ia să vedem. Loret la evenimentul acela de la Romexpo. Ia să vedem. Da, o apariție cu mințica lui Loreto, o apariție... De divorț, așa. Ea care e în roșu mereu, acum e văduva neagră un pic. Nu e văduva neagră, e o rochie care stă foarte bine, oricum ea arată bine și stă bine cam orice, dar e foarte cu minte, nu are niciun fel de decolteu, nu are niciun drapaj, nu are nicio crăpătură, nu are niciun spate gol. Adică eram obișnuită cu altfel de apariții. Este o apariție bună, e o rochie poate printre cele mai cuminți pe care le-a avut ea vreodată. Cred că ar putea să meargă cu ea la nunta prințului cu prințesa Harry cu Meghan. Dar dacă îi punem o pălărie loretiești vis. Deci foarte cuminte, foarte așezată. Da. Foarte frumos. Da, domne, bravo, Loret. Deci se poate și cu minte, nu numai sălbatic. Da. Da. Monica... Da, cel mai mult mi-a plăcut de Monica. Am văzut fotografia și mi-a plăcut foarte mult. Exact ce vă spuneam mai devreme, că funcționează foarte bine și mai mari designeri ai lumii au validat aceste mărgeluțe și raguri de mărgeluțe. Au apărut în toate colecțiile. Asta nu-s franci, sunt mărgeluțe. Știu, sunt din mărgele, da, știu. Arată foarte bine, iar capa aceasta pe care Monica o poartă e una foarte frumoasă, îmi plac și pantalonii. E pe stilul ei. Da, ea e pe stilul ăsta un pic americanizat așa. Da. Și a rămas s-a impregnat, da, cu americanizat. Nu e rău, da. E stilul ei, e bine. Ok. Mergem mai departe. Nicole Sherry. Hai, nu mai ofta, bagă-n ele. Păi nu mai oftez, dar tot i-am zis așa un stilist. Este ceva de sub fustiță, dragă de aia. Da, cred că este o fustă petrecută, mă rog, așa a vrut designerul sau cine a făcut fusta. Deci nu-mi place, se îmbracă, nu înțeleg. Deci chiar nu înțeleg de ce e înconjurată de atât de mulți oameni celebri și cu stil și nu o ajută nimeni. Cămașa aia cu volum. Primul rând, ea este minionă, ea nu este o femeie înaltă. Cămășile astea supradimensionale funcționează pe femei înalte, peste 1,70. La fel cu fusta, nu-i nici lungă, nu-i nici scurtă, e undeva. Nu și-a pus nici măcar tocuri să o ajute puțin, a vrut să fie lejeră, comodă, etc. Nu funcționează nimic cu nimic, toate scoase din contextul ăsta sunt drăguțe. Pantofii cu niște jeans, mom jeans și un tricou, cămașa cu niște pantaloni conici sau pantaloni cu talie înaltă conici, fusta cu un body sau un top, deci toate sunt din povești diferite. Chiar nu înțeleg de ce nu o ajută nimeni, nu înțeleg. Jale și suspin, mai departe. Nicoleta Nucă. Am văzut, da, am văzut și rochia asta a Nicoletei, o culoare foarte frumoasă. La fel și Nicoleta, este o femeie minionă, nu este o femeie înaltă. La fel, rochile astea funcționează pe femei înalte, pentru că altfel risc să pari grăsuță, dar nu din cauza că tu ești grăsuță, se adaugă un surplus de volum materialul ăsta și toate pliurile și toate fronseurile, încrețitura asta din talie. La fel și funda de la care e una gigantică, e mult prea mare, mult prea mare. Volumul de la mâneci, iarăși, este mult, are volum și în partea de jos. De singura parte care îmi place e că îi marchează talia, ea având și implant de sân, iar îi dă un volum. Și, în general, rochile astea funcționează pe femei fără sân. Aha! Jale mare! Dar și mie îmi place. Să mă mai sun când ești răcită. Oana Roman. Da, e o croială care o avantajează și să știi că în ultimul timp Oana Roman a avut apariții din ce în ce mai bune, vestimentar vorbind, și îmi place că croiala urmează linia corpului, mânecile sunt, lungimea mânecilor este una corectă, chiar și coafura îmi place. Foarte bun. Bine. Doamnelor și domnilor, Maria Simeon, ștergându-se ușor de sângele vărsat. Sângele meu! Da, exact. Doamnelor și domnilor, după acest roman de capă și spadă, urmează alte surprize după scurtă